Cetățenii din Dragomireș Valea ajută pompierii să stingă vegetația, incendiu, pentru că se extinde spre casele lor. Un iresponsabil sau o criminală au dat foc vegetației, miriștii, și focul se extinde spre sat, spre localitate. Sunt vile pe aici, case de locuit. Și oamenii ajută. Aici în spate au garduri toți. Nu poți intra nici cu mașina de pompieri, cu nimic. Dar focul trece. Nu se rușinează. S-au retras nind aici. Păi dar se vede după cum. Ajuns lângă case. Pompierii ăștia, păi de aici. Păi era 10 metri. Se vede și marte, fuc. Cineva crește roșii aici, dar nu le mănâncă, stau și se strică. Da, se aude pocnind. Arde focul aici, aproape. Dar pompierii n-au acces. N-au cale de acces. Da, intră cineva pe aici, prin curte. Și o să ajungă să stropească și aici. Da, 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 au portiță. Nu mai dați foc la miriște. E periculos, nesănătos și ilegal. Dar e aproape miriștea, da? Da, e aproape. 50 de metri aici. Nu, asta are vreo 10 metri, nu știu cât are. A, 10 doar. Păi da. Dar nu se vede în partea aia altă nimic. Da, uitați că dacă vă uitați bine se vede. E lumina, da, știu. Acum e miriște. Da? Da. Să vină că mai sunt... Deci ar putea să intre mai degrabă pe acolo, pe câmp mașina. Să intre pe partea aia altă. Da, pe câmp mai ușor intră mașina. Nu l-ați văzut pe cel care a dat foc? Probabil proprietarul lanului, nu? De grâu sau ce a fost acolo. Nu, cine a văzut fum a sunat primul. Noi am văzut fum de la lacul Mori, de la București. La început era fum negru. Păi da, de aici era. Și el întreabă de ce l-am chemat aici. Păi dragă, de cum l-am chemat? Și se plâng că n-au pe unde să intre. Ce le pasă? Auzi, auzi cum trofnește focul acolo. S-aude, s-aude. S-au speriat copiii. Mai vin mașini, să mai aud pompieri. Se răscoc roșiile. Dragomirești Valea, județul Ilfov, lângă București, în sus pe râul Dâmbovița.
la vreo 15 km de București, de marginea Bucureștilor. Vine focul, se aude pocnind și se mișcă cu viteză mare. Și se vede doar fumul deocamdată. Da, cred că mai bine să intre din câmp. Aflați, oameni buni, că e periculos, nesănătos și ilegal, penal, să dați foc la Mireș. Da, mai vine o mașină de pompieri tot aici. A patra, că erau două până acum. A patra se aude, asta e a treia care a intrat, probabil. Cred că din câmp mai ușor să intre.